Salutare și bine te-am găsit! Frecând lucrurile împreună creează, nu distruge. Fricțiunea este ceea ce ne permite să ne mișcăm și să încetinim. Fricțiunea este modul în care alegem lucrurile și le ținem pe ele. Ca să fim sinceri, nu am putea face multe fără fricțiuni. O lume fără frecare ar fi imposibilă, dar crezi că ai putea funcționa un minut fără ea? Motivul pentru care frecarea este atât de importantă pentru lumea noastră este pentru că afectează tot ceea ce este în mișcare. Când orice obiect se mișcă într-o parte sau în alta, frecarea acționează în sens invers. Deci, de exemplu, luați în considerare ceva la fel de simplu ca mersul pe jos. Picioarele tale se împing înapoi în sol, iar pământul reacționează apăsând înainte pe piciorul tău, permițându-ți să accelerezi. Dar este mult mai ușor să mergi pe beton decât să alegi pe gheață, nu? Acest lucru se datorează faptului că gheața are un coeficient de frecare mult mai mic decât betonul. Cu alte cuvinte, gheața este mult mai netedă decât betonul, deci are o rezistență mai mică, determinând alunecarea picioarelor. Același exemplu poate fi aplicat vehiculelor. De fapt, anvelopele auto sunt proiectate cu o fricțiune în minte, pentru a vă optimiza siguranța și pentru a vă asigura că puteți roti și opri fără a derapa. În condiții de uscare, o anvelopă care este complet netedă vă oferă o manevrabilitate mai bună, deoarece există mai multe suprafețe pentru a genera forțe de frecare. Însă, motivul pentru care anvelopele autoturismului dumneavoastră au probabil rulouri este de a îmbunătăți tracțiunea în condiții umede. Atunci când conduci pe ploaie sau pe zăpadă, chiar și un strat subțire de apă între șosea și pneul tău te poate determina să pierzi controlul. Acest lucru se datorează faptului că există mai puțin contact între anvelopă și drum, astfel încât forțele de frecare nu își pot lucra magia. Însă anvelopele cu benzi de rulare au caneluri care deviază excesul de apă, astfel cauciucul se poate conecta cu șoseaua și puteți conduce în siguranță. Acesta poartă numele de acvaplanare. Desigur, există o mulțime de alte modalități de a testa cum funcționează frecarea. Faceți niște redecorații, jucați un joc de hockey. Da, sărbătoriți fricțiunile și fiți recunoscători că există, pentru că nu știți ce aveți până nu a trecut un minut. Tăiați artificiile, potrivirile nu mai funcționează și nu puteți folosi brichete. De fapt, nu puteți alege nimic, deoarece capacitatea dumneavoastră de a prinde și de a ridica lucrurile se datorează frecării. Orice lucru pe care îl țineai în momentul în care frecarea a încetat să existe, ar cădea instantaneu la pământ sau ar zbura din mână. Dacă ai merge pe jos când fricțiunea ar dispărea, picioarele tale ar funcționa în continuare, dar nu ai merge nicăieri. Dar dacă ai fi într-un vehicul în mișcare, ai continua să mergi și să mergi și să mergi? Asta până te-ai lovit de ceva. De fapt, pentru acel aparent nesfârșit minut de haos și distrugere, viteza terminală ar înceta să existe, ceea ce înseamnă că orice lucru în mișcare ar putea fi un proiectil mortal. Dar cel puțin nu te arde de frânghie. Dar acel copac, banul acela sau chiar acel tren este de fapt cea mai mică dintre grijile tale, deoarece în doar un minut de la pierderea fricțiunii, de fapt, într-o clipă de a pierde fricțiuni, întreaga lume ar deveni doar un blob mare, fără formă, fără caracteristici. Având în vedere că totul de pe pământ este compus din atomi și particule și că toți atomii și particulele sunt ținute împreună prin frecare, ce obțineți când îndepărtați frecarea? Nimic, pierdeți totul, imediat. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată de ce autoturismele de alunecare și doboganele de baseball arată atât de drăguți, fii recunoscător pentru fiecare. Da, poate face viața mai grea uneori, dar asta datorită fricțiunii. Așa că continuați, încercați-vă singuri, faceți o plimbare și simțiți frecarea dintre picioare și sol, dar nu mergeți prea departe. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept cu alte videoclipuri.